Stimați telespectatori, Hristos a înviat, așa cum am spus în emisiunea trecută, atunci când vom dori ca numele nostru să fie scris în Cartea Vieții, atunci, cu adevărat, suntem fiii lui Dumnezeu după har și după credință. Văzând Apostolul Petru toate minunile care se făceau în jurul lor ca apostoli, au spus așa, Doamne, dar numele nostru să pleacă draci. Doamne, dar numele tău face minuni, se vindecă bolnavi și Isus Hristos îi spune Sfântului Apostol Petru, Petrea nu te bucura pentru lucrurile acestea. Bucură-te că numele voastre s-au scris în Cartea Vieții. Deci, în momentul în care ți-ai pregătit un loc în cer, cetățean al Raiului, om de casa lui Dumnezeu și împreună casnic cu Dumnezeu, ai cunoscut lumina vieții. Tematica pe care am ales-o astăzi a fost să distingem cele patru lumini. Hristos, lumina lumii, lumina vieții, faptele noastre, lumina cunoștinței, învățătura Sfintei Scripturi, lumina taborică sau lumina mistică, dobândirea înainte vederii, pentru că și astăzi avem foarte mulți creștini care caută întotdeauna să găsească oameni ai vederii lăuntrice, Trebuie să înțelegem că aceștia sunt foarte rari niciodată nu se vor lăuda că au lumina vederii, niciodată nu se vor lăuda că sunt mistici, niciodată nu se vor lăuda că ei sunt ceea ce sunt și niciodată nu se vor lăuda că sunt dincolo de ceea ce sunt. Sfinții în maturitatea lor spirituală, în lumina lor taborică, deși vedeau pe Dumnezeu, spuneau: "Miluiește-mă, pe mine păcătosul." Adică puteau cădea în potență, și atunci își luau această majă de siguranță, mai bine să mă cred păcătos decât să mă cred drept și să cad. Și mai avem lumina necreată despre care ne vorbește Sfintele Scripturi, că atunci când a făcut Dumnezeu la început cerul și pământul, a zis să fie lumină. Dacă vom primi în ansamblu imaginea Sfintei Scripturi și vom privi în ea, vom vedea că Scriptura este o lumină de învățături. Știința a demonstrat că a fost copiată de acolo, că a fost luată de colo, că a fost adăugată de acolo. Dar noi știm că Dumnezeu i-a spus lui Moise doar atât. Primește aceste porunci și de le va păzi poporul tău, eu, vor, eu voi fi cu ei și ei vor fi cu mine. Și a călăuzit ziua în nor și noaptea în lumină de foc. Aceea era lumina cunoașterii lui Dumnezeu, dar era o lumină vieții faptele lor, jerfele lor și străduința lor, i-a scos din pustiul Egiptului și i-a dus în pământul Cananului. În, în momentul în care au respectat legea lui Dumnezeu și au vrut să o țină, Dumnezeu le-a dat și lumina cunoștinței și luând cartea ieșirii și citind toate capitolele de la, 38 până, de la 28 până la 32, vom găsi cum dorește Dumnezeu să arate locașul cel sacru în care el să se descopere poporului său ales, arătând cât i au de făcut și cum îi va lumina el să le poată face pe toate. Ajungând pe tabor, Hristos le-a arătat apostolilor o lumină pe care n-au gustat-o niciodată Spune că au căzut ca niște morți, arătând ucenicilor slava pe cât li se putea Și spune mai departe că ei au căzut și au adormit Apoi Hristos i-a trezit și muntele era gol și singur Dar înainte de a adormi, a venit un nor luminos de lumină care a cuprins toată, tot muntele și o pace dulce despre care apostolii au spus, Doamne, bine ar fi să facem noi aici trei colibii, una ție, una lui Moise și Ilie, să nu mai plecăm niciodată din liniștea aceasta. Dar Hristos le-a demonstrat sau le-a spus apostolilor, fraților, ca să ajungeți până aici, Nimeni nu poate gusta taborul dacă nu gustă întâi Golgota. Adică fără o steneală a luminii vieții și fără o steneală luminii cunoștinței, nu vom ajunge nici la lumina taborică, nici la lumina creată, nici la lumina Hristos, nici la lumina slavei dumnezești. Totul numai din lucrare personală și lăuntrică duhovnicească.